mei vă iubește. Mă bucur. Ai grijă că soțul meu stă în spatele tău. Unde este soțul? Dacă se ridică trei. Băi, ai tot respectul meu. Deci jur, deci ești un bărbat foarte puternic. Frontul unit al bărbaților înfricoșați te salută. Foarte bun. Da, extraordinar, domnișoară. Succesul dumneavoastră este meteoric. Da, recunosc că m-am deochiat. Băi, alo, ai râs. Stai, lasă de ochiul. A fost genul de umor involuntar, 100%. Fata a fost delicioasă. Pentru mine nu contează dacă individul de pe scenă vrea sau nu să fie amuzant. Dacă iese, asta punctez. Toate glumele pe care le-ai citit le știam deja. Ești foarte simpatică. Da, nu-mi dai like. Îmi vedea. Dacă te pup pe obraz, îmi dai? Bă, m-am de ochiat. Cred că nu. Da, de ochiadă bărbați care stau în spate cu luneta. Haideți că e de față. Da. Nu mă puteți cumpăra. Să încercăm să ne... Ea știe răspunsurile că le citește pe fața mea. Concentrăm din nou și să ne revenim în 3, în 2, în 1, în hai. Mulțumesc! Sărut mâna! În cazul Sintiei, momentul cu cărțile de joc a fost cu siguranță cel mai amuzant moment, pentru că a fost o introducere inutilă. Hai să plantăm cactus într-o baltă. Poți de energie, jur. A fost foarte simpatică. Ești propriul tău vampir energetic. Imensă în al sucului de energie. Uite!